Scandalul cu bananele la balul bobocilor ne-a reamintit tuturor cât de greșit e sistemul de învățământ din România. Educația sexuală lipsește și din școală, dar și din foarte multe familii. Așa că Răzvan Anghelescu a decis să dezbată subiectul cu oamenii lui. La ce vârstă credeți că trebuie să-și înceapă viața sexuală fetele? Băieții trebuie să înceapă viața sexuală mai repede decât fetele? Dăunează sexul făcut până la căsătorie? Și ce se întâmplă, domne, cu fetele din ziua de azi? Vax populi. La ce vârstă credeți că ar trebui să-și înceapă o fată viața sexuală? După 20 de ani. Există astfel de fete în ziua de astăzi? Nu mai există, gata. S-au dus. Cam la ce vârstă credeți că își încep fetele? Și la 16, și la 7. Fetii din ziua de azi cam înnebunit. Cam înnebunit. De ce spun treaba asta? La noi, acolo, nu se vedea nici poli, nu-i dădea voie părinții de la genunchi în sus să-i se bază poli, sau de la genunchi în sus să aibă fustița. Aveau rușine, aveau... Vezi, Doamne, să fie fata, da? Fată. Când acum, în ziua de astăzi? Acum... Nu se mai întâmplă. Nu. E mare destrăbălare. La 14 ani, deja gata. La ce vârstă? La majorat. Firește. Nu până... Și biologic și de bun simț. Cel puțin 20 de ani. Cel puțin 20. Se întâmplă asta în ziua de astăzi? Se întâmplă, că dacă la 20 de ani e deja matură, nu sunt copii. Vă întreb cu fetele din ziua de astăzi, credeți că așteaptă ele până la 20 de ani, cum era mai pe vremuri? Cam așa, în medie. Așteaptă. Dacă mă gândesc la generația mea, ar trebui după majorat, bineînțeles. Dar în ziua de astăzi văd că se practică și mai devreme și începe viața sexuală mai de tineri. E bine, nu e bine? Mă înțeles din punct de vedere medical că e bine. Eu zic așa, 17 ani jumate, 18 ani, ala ar fi datina femeii să se căsătorească. Dar și 17 ani jumate ar fi bine. De ce ar fi bine? Pentru că până când faci cununie, până când faci cutare, până faci nuntă, se ajunge depășind de 18 ani. După 18 ani, care e normal așa, da, poate să înceapă o relație. Dar nu așa de vreme, ca în ziua de azi, spuneți. Dar nu la 14, la 13, la 15, la 16. Normal, viața sexuală să încep tot așa, cum am spus mai înainte, de la 17-18 ani în sus. Domnule, să fie. Cum a fost la mine, a fost durat. Un băiat ar trebui să-și înceapă viața sexuală mai devreme sau tot? Sau cum vedeți aici? Nu știu cum. Acum, știți cum e, și băieții cred că încep și ei mai devreme. Că... Ar trebui ei mai devreme sau tot așa ca fata în același timp cu fata? Păi dacă n-ar încerca, n-ar avea fata. Părerea noastră cum era? La ce vârstă își începeau fetele viața sexuală? Mai tineri. Mai tineri decât da, da, da. Mai o inversare cum ar fi? Da, că dacă trece perioada de 30 de ani, mai rar să însoară, să mărită, încep cu pretenții, cu... Da. Ar trebui să fie o diferență între băieți și fete când să-și înceapă viața sexuală? Băieții mai devreme, fetele mai târziu? Teoretic, băieții ar trebui să fie puțin mai maturi decât fetele. Cu o educație bună în școli, cred că nu e ceva normal să-și înceapă mai devreme viața sexuală. Adică mai devreme, zic eu, de la majorat.